Hai că a început să-mi placă din ce în ce mai mult să filmez noaptea, se vede mai misterios. Ok, dacă vă aduceți bine aminte, acum, cred că vreo 2 săptămâni, am făcut un video în care Valentina vă povestea despre faptul că verișoara ei din Spania a luat coronavirus. Timpul a trecut, fata deși a trecut prin niște chestii oribile și a revenit, iar în momentul în care Valentina mi-a zis că, băi, mai bine acum e acasă, am tot pe Vale. Băi, crezi că ar deranja-o pe Iaiza, pentru că așa o cheamă, ar deranja-o dacă ar face un video de max 10-12 minute, dar nu căruia să povestească familiei Backpacker Life care a fost toată nebunia asta prin care a trecut ea și cum s-au întâmplat lucrurile. Ea a zis, băi, n-am niciun fel de problemă, fac videoul și acum, maxim un minut, urmează să vedeți videoul. Faza este că trebuie să clarificăm aici un lucru foarte important. Ea la un dat de-a lungul videoului spune cât se poate de clar că simptomatologia îi spunea că are COVID, dar testul i-a ieșit negativ. A făcut două teste. Unul care i-a ieșit pozitiv, a stat acolo în spital, iar la un dat doctorii au tras concluzia că trebuie să-i facă încă un test. I-au făcut al doilea test care a ieșit negativ. Deci a ieșit negativ pentru COVID-19, dar toată simptomatologia care se întâlnea la pacienții bolnavi de COVID se regăsea și la ea. Așadar, ea a fost acolo într-o situație și mai nasolă, mă ales la spital și spune, domne, ai COVID, dar nu ai COVID, dar n-ai COVID, dar n-ai COVID, nu știi pe unde. Și așa, măcar dacă spune ceea ce ai, domne, știi măcar la ce să te aștepți. Deci, cred că prin tot haosul pe care a trecut, ea o să vedeți că e foarte disturbing ce o să vă povestească. Cred că treaba asta cu confuzia a complicat destul de mult lucrurile. Ok, urmează videoul, ne revedem la final. Vizionare mai mult sau mai puțin plăcută. Hola, muy buenas. Mi nombre es Yaiza y estoy ya superando el COVID-19. Tengo 26 años y bueno, no he tenido la experiencia más agradable ni creo que nadie la pueda tener. Creo que os estáis confundiendo cuando decís que nuestros mayores son los más afectados porque están muriendo muchos chicos de nuestra edad, incluso de menos edad, porque no se le hace caso a esta enfermedad en esta edad. Igualmente también puedo contar que los mayores también es cierto que se están muriendo día tras día, al igual que los jóvenes. No tiene edad esta enfermedad, no os confundáis. Estoy aquí contra todo pronóstico y bueno, contar paso por paso. Todo empezó con unas risas pensando que era una simple gripe. Hay gente que tiene la suerte y las defensas, no sé, hay gente que puede tener fiebres fuertes y bueno, que puede tener, no sé, la vivencia de una manera, pero es muy extraño que eso pase. Eso no es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que este virus se alimenta de los pulmones, va directo a una neumonía. Entonces, decir que lo primero que sientes es, aparte de una fiebre, que yo llegué a 41 con algo, 41 con 3, creo que fue mi pico más alto. Sientes que no puedes respirar. Y bueno, yo estuve de hecho 24 horas sin poder respirar por mí misma. Estuve en una sala de espera más de 24 horas. Estuve en una silla 5 días porque no había cama, sin poder respirar. Cuando pude tener una cama, me dijeron que mi COVID era negativo, pero que mis síntomas eran positivos, que lo que tenía era neumonía muy fuerte. Y se empeñaron en darme una medicación experimental que yo no quería tomar, porque me daba mucho miedo, porque es la misma medicación que utilizan para la malaria y para el lupus. De hecho, se llama hidroxoquine. Tengo por aquí. Tengo que tomar tantos medicamentos que bueno, dejaré una foto adjunta del medicamento.
Es una pastilla que la están dando como agua. Afortunadamente la dosis que me dieron a mí, ya que mi madre movió muchísimo, habló con la comunidad de Madrid, ya que yo soy de España. La dosis me la dieron muy baja, pero hay gente que ha muerto precisamente por la toxicidad de esa pastilla. Es una pastilla que es utilizada para enfermedades que no tienen nada que ver. Es cierto que ha funcionado en muchos pacientes y en muchos pacientes ha sido mortal. Y en otros pacientes ha derivado en diálisis, ya que es un tóxico. Es como una quimioterapia, es como. Es un tóxico que utilizan porque no saben qué hacer con el virus. Pues tras negarme, intentaron meterme la pastilla sin mi consentimiento. Eso es un consentimiento que tú tienes que firmar, obviamente. Intentaron meterme la sin mi consentimiento. Luego me dijeron que no tenía que firmar nada. Luego finalmente aprovecharon el cansancio que produce una neumonía junto con un COVID que por los síntomas era positivo. Porque yo no podía discutir más, yo tenía miedo, no quería morirme, no, estaba contra todo pronóstico. Estoy aquí. Entonces cedí, cedí, dije, está bien, ok, me tomo lo que me digáis, no puedo más, que pase lo que tenga que pasar. Y por fortuna, como he dicho, gracias a mi madre, pues pude tomar la dosis más baja y menos tóxica que puede dar esa medicación, que como he dicho, adjuntaré el nombre y la pastilla por aquí. Lo veréis en las imágenes. Y esa medicación empezó a hacer que, bueno, aparte de tener unos efectos secundarios en los que te empieza a dar ceguera, empiezas a no querer, a volverte un zombie, a no querer vivir, no querer. No es en plan no querer vivir, sino que no te puedes levantar de la cama. No puedes tener ningún estímulo, no quieres nada. Cefaleas, dolores oculares. Bueno, terminé esos días de ingreso teniendo sangrados nasales muy fuertes durante prácticamente todo el día, 3-4 veces al día, palpitaciones muy fuertes y bueno, tras todo esto finalmente pude salir con mucha fuerza, mucho pensar en mi hijo. Creo que afortunadamente la maternidad en este caso a mí me ha ayudado mucho. Tras muchas pruebas, muchos medicamentos, muchos antibióticos, evidentemente estoy destrozada por dentro. Es el primer día que me maquillo y es para intentar. Tampoco quiero salir en el vídeo como tengo las ojeras y todo, aunque sería lo más sensato. Pero cuando salgo, lo primero que veo son cadáveres rebosando de un camión porque la ambulancia te lleva a casa para que no vayas sola ni nadie contacte contigo. Porque yo evidentemente ahora mismo estoy aislada aquí y no puedo salir de aquí. Entonces, la ambulancia te lleva y hay un camión delante. Un camión con un montón de cadáveres, tal cual, a pelo, familiares chillando. Chillando a grito pelado porque querían ver a sus familiares y de repente ven como familiares suyos se caen del camión y dicen, joder, hablando mal, ¿no? Se nos están cayendo los cadáveres, necesitamos otro camión. Y los familiares desmayándose y tú estás viendo eso y lo estás viendo a cámara lenta, estás. Yo llegué a mi casa y yo estaba contenta porque sobreviví, porque logré sobrevivir. Pero yo llegué a mi casa y yo no era la misma y creo que me va a costar volver a ser la misma. Ante todo, si tenéis algún síntoma respiratorio, volar, porque eso ya indica un COVID seguro. La fiebre es muy importante vigilarla. Y por favor, no es broma, no salgáis de vuestras casas.
y procurar no viajar a otros países porque se están extendiendo por todo el mundo. Y en mi opinión, esto es más una guerra bacteriológica. Cuidaros mucho, por favor. De verdad, o sea, no sabéis lo que es ver a rebosar cadáveres putrefactos. Que te digan a ti, también te chantajeen con que, mira, no caben más cadáveres en los camiones, tienes que tomarte la medicación y tú sentir que te estás muriendo. No viváis esto. No queráis saber lo que es esto. Cuidaros, por favor, de verdad. No lo viváis. Es muy duro y es muy duro lo que se siente. Sientes la muerte al lado. La sientes tumbada a tu lado, de verdad. Y no quiero que... No se lo deseo a nadie. Y yo siendo madre, ni siquiera he tenido al padre de mi hijo cuidando de mi hijo. He tenido a mi madre. Y es una situación crítica ahora mismo para a nivel mundial. Se está extendiendo como la pólvora y por favor, o sea, no salgáis. No salgáis de vuestros países, vuestras casas, no os vayáis. Si no queréis vivir esto, porque yo he tenido la fortuna y la suerte y me siento agradecida de haber salido viva. Pero no tenían ninguna, no tenían, vamos, era un claro cadáver. Y aquí estoy por pura fuerza, por pura lucha, pero era un claro cadáver y lo puede ser cualquiera de vosotros, por desgracia, decirlo así, y ser tan fría en ese sentido. Así que vigilad vuestros síntomas, cuidad de los vuestros y no os expongáis, no es una tontería, no os vayáis de fiesta, no hagáis esa locura, de verdad. O sea, no se valora realmente todo lo que es la vida y todo hasta que ves cosas que no quieres ver, que no quieres tener en la cabeza, que no quieres recordar, que no quieres pensar. De verdad. Una fiesta, un día, una salida no merece todo esto. Os lo digo en serio. Les mando un saludo muy fuerte y mucha fuerza. Ok, acesta a fost și interviu, discuție, nici măcar nu știu cum să-i spun. Este bezna aici și am frumos lumina asta super simpatică. Faza e în modul următor, că eu, de exemplu, dacă eram în locul ei, probabil ca și povesti lucrurile puțin altfel, dar eu privesc treaba asta din punctul de vedere al unei persoane care face conținut pe YouTube. Ea este o fată normală, o fată care pur și simplu a zis, băi, ok, haide că o să-mi deschid sufletul în fața peste 400.000 de oameni și o să vă spun exact cum au fost lucrurile din punctul meu de vedere. La fel cum v-am spus și la început, ați văzut că găsiți Instagram-ul Iaisei dacă vreți să intrați și dacă vreți să scrieți, puteți să scrieți și în limba engleză, înțelege și vorbește binișor, sau nu știu, diverse alte informații, pentru că am văzut că în momentul de față în România, la fel cum v-am spus și la început, nu sunt foarte multe informații sau multe interviuri în această direcție, iar mie mi s-a părut super interesant, chiar dacă vă spun că a fost puțin obositor să stau 10 minute sau cât a avut toată discuția, să traduc. Valentina m-a așa traducea în engleză, după care traducem în limba română și așa mai departe. În fine, vreau să aud care e părerea voastră, intrați cu detalii în comentarii, cu detalii în comentarii. Și da, pe mine m-a șocat, frate, pe mine m-a șocat foarte mult povestea aia cu cadavrele și tot ce mi-a trimis și toate materialele pe care, by the way, nu am putut să le pun aici deoarece unele erau extrem, extrem de grafice. Ați văzut că și în momentele în care se înțelegea că ea acolo avea, îi curgea sânge din nas, nu am putut să arăt, a trebuit să lăs să blurez chestia asta. Mie mi s-a părut extrem, extrem de așa nebună toată această poveste și dacă până acum exista o persoană care credea că toată nebunia asta cu COVID-ul este o glumă, la fel cum am crezut eu la început și cum nu am luat toată această treabă în serios, acum cred că lucrurile sunt cât se poate de clare că depinde de fiecare în parte
să avem grijă de noi și de ceilalți oameni care sunt în jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, mă găsiți pe Instagram, Cătălin Backpacker Life, pe Valentina, o găsiți pe Valentina SG07 și evident puteți să intrați și pe Instagramul Iaizei. La revedere, pa, pa! Stați, stați puțin că se supără Valentina. What did you say, Vane? La revedere! Pa, pa! Așa!